Întâi împărați, capitolul 18, începând de la versetul 41. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suiete de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suiete și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Il i a zis de șapte ori, du-te iarăși. A șaptea oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Il i a zis, suete și spune lui hab Hamă și pogoarete ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Elie, care s-a încins și a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Amin. Titlul pe care l-am dat predicii mele din această seară este un pic mai neortodox, mai, mai ciudat. Profeții nu ies la pensie niciodată. și vă invit în seara aceasta să pornim cu această idee în minte și să explorăm puțin despre acest om al lui Dumnezeu, un profet al curajului și al confruntărilor. Pentru că în ultima instanță Ilie este un astfel de om. Prorocul Ilie este profetul curajului și al confruntărilor. Pentru Ilie a fost o zi extrem de intensă, o zi extrem de intensă. Provocarea aceasta de pe Carmel a fost ca niciodată în istoria lui Israel. Ilie este gata să confrunte pe Ahab, să confrunte religia falsă a vremii lui și să confrunte propriului popor cu o întrebare tulburătoare. Cine este Dumnezeul adevărat? Dacă Dumnezeul adevărat este hab la care voi vă, este bal la care voi vă închinați, atunci o să ne închinăm lui de azi înainte. Dar acest bal al vostru trebuie să răspundă cu foc din cer la jerfa pe care o aduceți. Dacă vă răspunde cu foc din cer, ne vom închina lui. Popor a spus, bine, așa să fie, pentru că încă mai credeau în zeul acesta al fertilității și al desmățului în ultima, în ultima instanță. A venit foc din cer la rugăciunea lui Ilie. Toată ziua prorocii lui Bal au strigat, au aiurat, s-au tăiat în carne cu săbile și sulițele, curgea sângele. Ilie și-a joc de ei și a fost strigat mai tare, poate doarme, poate plecat într-o călătorie, poate e ocupat cu ceva mai important decât chestia asta a voastră. E Dumnezeu, nu-i așa? Au strigat până când a venit seara și când a venit timpul jerfei de seară, Ilie a strigat la Dumnezeul lui care a răspuns cu foc. A urmat uciderea a prorocilor lui Bal la părul Chison au înjunghiat pe toți cei 450 de proroci ai lui Bal și pe cei 400 de proroci ai Astartei. Nu numai Ilie, bineînțeles, ci poporul întreg mâniat pe o religie falsă care a dus în eroare atâta vreme. A fost o vreme apoteotică, aș putea spune, pentru Ilie. Un triumf ca niciodată. Și care dintre noi, în mijlocul unui asemenea triumf, nu ne-am fi bucurat și am fi, uh, fi dorit să fim purtați pe umerii mulțimii, nu? Acum când am dovedit unei țări întregi că Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărat. Dar Ilie știe că nu este moment de sărbătoare. Ilie știe care. Înaintea sa, un, un neam întreg, o țară întreagă, care de trei ani de zile n-au văzut ploaie. Are înaintea sa un popor înfometat care are nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Știe că lucrul lui nu s-a terminat absolut deloc. Că după această victorie strălucitoare împotriva religiei false a vremii lui, el trebuie să aducă ploaie peste țară. Să simte responsabil pentru că prima lui predică, de fapt o predică foarte scurtă, de câteva secunde, și îmi place întotdeauna să vă aduc aminte de lucrul ăsta, a predicat prima lui predică câteva secunde. Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, a cărui proroc sunt, că nu o să ploaie numai la porunca mea. Amin și a plecat. Și acum trebuia să dovedească că Dumnezeul lui este viu, nu numai că a trimis foc din cer, ci că Dumnezeul lui viu va trimite ploaie din cer acum, la cuvântul său. Haideți să discutăm la început despre Ilie și promisiunile lui Dumnezeu. Cineva a spus că omul care știe să facă liniște în sufletul lui va auzi venind caravanelor binecuvântărilor cerești. Omul care știe să facă liniște în sufletul său va auzi venind caravanele binecuvântărilor cerești. Ilie era un asemenea om. Era deja omului Dumnezeu călit în școlile lui Dumnezeu. A trecut pe la Universitatea Părâului Secat. Când Dumnezeu a curățat acolo la Părul Cherit, i-a curățat toate uh, lăsarele de amărăciune ale vieții sale. L-a trimis apoi la sarepta, care înseamnă cuptor, cuptor care rafinează. Și l-a ținut în grija unei văduve gustând în fiecare zi din minunile lui Dumnezeu, ca să iasă în final Ilie omul lui Dumnezeu. Până atunci era cineva, un om din Ținutul Galadului, din Tijbitul Galadului. Acum Ilie a fost omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu crede în promisiunile lui Dumnezeu. În primul rând, el crede cuvântul prețios al Domnului pe care l-a auzit. Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă Dumnezeu a zis că nu o să ploaie numai la cuvântul lui, dacă Dumnezeu a dat autoritatea să închidă ploile, dacă vreți, acum Dumnezeu îi dă autoritatea ca prin rugăciunea lui să vină din nou ploaie peste țară. Ilie nu se mai îndoiește deloc de Dumnezeul Jehova care a fost cu el acum până în momentul acesta. Dumnezeu care i-a confirmat prin învierea din morți a fiului vădovei că el este Dumnezeu care ascultă rugăciunile lui Ilie. Ilie crede în Cuvântul lui Dumnezeu și crede în voia desăvârșită a lui Dumnezeu. O voie pe care el o cunoaște, știe că și iubește neamul și Dumnezeu va trimite din nou ploaia binecuvântărilor peste poporul lui. Ilie știe lucrul acesta și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Experiențele lui cu Dumnezeu din trecut joacă un rol extraordinar. I-au fortificat credința. Gândiți-vă la experiențele voastre din trecut cu Dumnezeu. Dacă nu le aveți, începeți să le zidiți de acum, începeți să le faceți de acum. Părinții noștri ne-au povestit și fiecare dintre noi am avut părinți credincioși care ne-au povestit experiențele lor cu Dumnezeu. Ceea ce a ținut în viață, ceea ce a făcut biruitor, este că și-au adus aminte de intervențiile miraculoase lui Dumnezeu în viața lor. Dacă nu aveți asemenea experiențe, mai ales voi tinerilor, începeți să le construiți de astăzi, începeți să le aveți de astăzi. Pentru că ele vă vor ține în picioare în vremurile grele care vor veni. Ilie îl cunoaște pe Dumnezeu, un Dumnezeu care îți poartă de grijă. Veneau corbi și aduceau pâine și carne lui Ilie. Curgea pârâul cu apă limpede. Apoi a văzut minunea lui Dumnezeu, pumnul acela de făină și puțini picuri de ulei care mereau pe fondul unui vas, nu s-au terminat ani de zile până când a dat Dumnezeu ploaie pe pământ. Experiențele acestea l-au fortificat și știe care are un Dumnezeu care va da din nou ploaie pe fața pământului. Ilie este un luptător pe genunchi dacă are ceva nevoie biserica de astăzi, are nevoie de asemenea luptători pe genunchi. De prayer warriors, luptători cu Dumnezeu. Noi în familie am avut-o pe mama socra, pe mama lui Rodica, o femeie a rugăciunii. Uneori mi se părea foarte ciudat, genunchii ei arătau ca și genunchii celor care lucrează la taile. Ați văzut vreodată genunchii unui om care a lucrat toată viața la taile? Au bătături, bătături puternice, genunchii celor care fiecare zi stau pe genunchi și lucrează aplecându-se jos. Mama soacră avea asemenea genunchi de om al rugăciunii. A stat, pe rugă, a stat pe genunchi până i s-au bătut genunchii. Știți că noi avem nevoie de asemenea oameni? Biserica lui Hristos are nevoie de asemenea oameni? Luptători pe genunchi. Ilie este un asemenea om. Un luptător pe genunchi. Interesant, Ilie îi spune lui Ahab, du-te și mănâncă. Du-te și mănâncă și bea aha, merge la masă, fără remușcări, nu? Nu-i pasă că au fost omorâți vreo 850 de proroci astăzi, nu? Nu contează. Ăsta merge să mănânc, asta mănâncă, ăsta bine, da să meară câți mor. Nu? Omul firesc. Reacția omului firesc, nu? Vine minunea lui Dumnezeu, cade în foc din cer. Și el pleacă să mănânce și să bea, nu? Că asta știe să facă omul firesc, nu-i așa? Omul duhovnicesc se urcă din nou pe munte, se duce la rugăciune, se duce la întâlnirea cu Dumnezeu, că când omul firesc se duce să mănânce și să bea, nu-i așa? Fără remușcări, fără probleme. Conștiința lui n-a fost tulburată, că a venit foc din cer și balul lui a fost dovedit un Dumnezeu de paie, un Dumnezeu inexistent, fals. Întreg eșafod, eșafodaj a unei religii false a căzut cu trosnet pe Carmel. Nu-i pasă de asta? Să duce la îndeletnicirile lui obișnuite, să mănânce și să bea. Cred că când a ajuns acasă, i-a fi spus lui Izabela, Doamne, astăzi o să avem mai puțin la masă. Cum așa? Zice că ăștia mâncau la masă cu el. 400, 450 de proroci. Vă dați seama ce, masă trebuia să dea asta în fiecare zi la ăștia. Doamne dragă, astăzi avem 450 mai puțin la masă, două din la bucătărie, reducem rațiile. Unde sunt? I-au omorât Ilie pe toți. Simplu. Are bătăie de cam mai puține. Ilie însă merge înaintea lui Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu acum, după victoria aceasta de pe Carmel. Rugăciunea lui Ilie este modelul care ar trebui să ne inspire și pe noi în viața noastră de rugăciune. În primul rând, observați umilința lui Ilie. Când s-a dus să stea înaintea lui Ahab, a stat în picioare înaintea lui Ahab, dar când s-a dus înaintea lui Jehova, a căzut la pământ era cu capul plecat, era plecat înaintea lui Dumnezeu, s-a așezat cu fața între genunchi. S-a ghemuit în fața lui Dumnezeu și-a pus fața între genunchi. Gândiți-vă la umilința aceasta a lui Ilie. Doamne, de câtă aroganță suferim și nu trebuie mare lucru să o punem în evidență. O simplă vorbă. Uh, uneori nici vorbe nu trebuie, numai zice, s-a uitat urât. Nu îl mai înghițim pe ăsta. Ne-a jignit, ne-a ne uh, zgâriat fațada noastră grozavă, a atentat cineva la sclipiciul nostru. Nu? Doamne, de cât aroganță suferim! Dacă urăște ceva Dumnezeu, cred că urăște aroganța noastră a ființei umane. Cineva a spus că oamenii ăștia mari de la tribune, plin de flori, în aplauzele tuturora, zicea, ar trebui să le se pună și în față, lângă buchetul ăla de flori, o hârtie igienică. Să-și aducă aminte cine sunt. Ok? Că uităm cine suntem. Nu? Uităm așa de ușor cine suntem. Elie să știe să se umilească înaintea lui Dumnezeu. Cineva a spus că cele mai multe mizerii umane se nasc din, fapt, din faptul că nu știm să stăm liniștiți și tăcuți în camera noastră, ci ieșim în lume, să ne afișăm, să ne impunem, să demonstrăm, să spunem și să fim auziți. Dacă oamenii ar sta liniștiți în camerele lor, dacă ar sta liniștiți în casele lor, de foarte multe mizerii ar fi scutiți ei și lumea întreagă, nu-i așa? Dar râșim afară să ne arătăm cine suntem noi. Ilie știe cine, sunt, cine este pentru că a învățat înaintea lui Dumnezeu că El este un nimeni fără El. Dacă nu era Dumnezeu, era mai departe un moț din ăla de la munte, necioplit, îmbrăcat ciudat, nici măcar nu știa să se îmbrace la modă de pe vremea aia. Auz manta de păr și legat cu o curea, pușca și curea o lată, nu? E așa și el de la munte, să-l vadă lumea. Asta ar fi rămas ar fi rămas un nobody, ar fi rămas un nimeni, dacă nu l-ar fi chemat Dumnezeu, dacă nu s-ar fi îndurat Dumnezeu de el. El știe că fără Dumnezeu nu este altceva decât un țăran de la multe. Al doilea lucru din rugăciunea lui Ilie este că rugăciunea lui este specifică. Nu se pierde în generalități. Nu spune poezii lui Dumnezeu, este specific, scurt și clar. Vrea ploaie. Simplu. Doamne, că dacă noi ne-am auzit cum ne rugăm, dar din păcate nici noi nu ne mai auzim și fiți sigur că nici Dumnezeu nu ne aude. Okay? Spunem aceeași poveste și aceeași rugăciune și iar o repetăm și iar o învârtim. Spunea cineva care a auzit din nou după multă vreme pe cineva rugându-se și s-a speriat. De ce s-a speriat? Pentru că îi cunoștea rugăciunea pe de rost deja. Cu toate că nu-l mai văzut de multă, multă, vreme. Noi încercăm să-L impresionăm pe Dumnezeu. Încercăm să impresionăm pe oameni, audiența. Acum sunt unele denominații creștine care se roagă pe rând. Și nu vreau să spun că e rău cu asta, este bine. Cu oamenii cel puțin Învață să se roage conștient că i-aud ceilalți. Nu? Dar foarte ușor picăm în ispita aceea de a ne ruga să ne audă ceilalți. Țin minte, eram copil și am fost într-o asemenea biserică și cineva se ruga și spunea Doamne, vine satana la mine și spune ce te rogi tu atâta că doar nu ești tu papa de la Roma. Acum toată biserica a râs, cum râde și dumneavoastră, dar uh, omul o să voia să ne comunice că el se roagă așa de mult că până și diavolul e supărat pe faptul cât el se roagă, nu? Ce să spun, am ești afară toți, pe burtă, în un milință față de muntele ăsta de sfințenie și rugăciune. Problema este că dacă ne rugăm toți odată, picăm într-o altă ispită, spunem aceeași poveste din nou și din nou și din nou, Parcă suntem la clasa de limba rusă. Mărgineanu Li îl chema pe profesorul nostru de limba rusă. Și ne asculta pe zece dată. Ziceți mai. Și ziceam. Învățam o singură frază și o repetam în continuu. Gorchi Ragil, gil, se tâsus, ce spuneam tot anul, și a ziceam, și a ziceam, și a ziceam. Ce mai ai fost bun, zece. <laughs> Dacă te potigneai cumva, zice, nu, nu ai preștiut astăzi. Șapte, cinci, patru. Nimeni nu știa în rusă. Dar învățam o frază și o repetam cu foc, în cor, toți, nu? Une așa credem că e Dumnezeu, nu? Cu cât spune mai multe, ce-ar fi să fim specifici în rugăciunile noastre? Și să nu mai spunem poezii lui Dumnezeu, să nu mai spunem povești lui Dumnezeu, să nu mai descriem Domnului, toamne, nici, nici idee n-ai ce păcătos sunt eu. Are, are, fiți sigur că are foarte bine cât de păcătos sunteți. Fiți specific în rugăciune. Trei, este o rugăciune cu toată inima, cu toată pasiunea, cu tot sufletul, cu consacrare. Zilele acestea am citit o definiție care mi-a plăcut așa de mult despre ce înseamnă să-l iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Niciodată n-am mai auzit o asemenea explicație, dar asta mi-a plăcut fantastic de mult. Deci, a iubi pe Dumnezeu cu toată inima ta înseamnă să-ți să se frângă inima la lucrurile la care îi se frâng lui Dumnezeu inima. Ok? când ți se frânge inima de lucrurile pentru care îi se frânge inima lui Dumnezeu, atunci începi să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Puneți foc în rugăciune sau puneți-le pe foc. Rugăciunile alea. Puneți pasiune în ele. Puneți suflet în ele. Un al patrulea lucru este că rugăciunea lui Ilie este o rugăciune cu stăruință. Este o rugăciune stăruitoare. Se roagă de șapte ori. Nu se dă bătut. S-a rugat odată și robul a spus, stăpâne, nimic, nu se vede nimic. Nu, nu, nu sunt se semne că te ascultă Dumnezeu. A mai rugat odată. L-a trimis, se vede ceva și nu s-a văzut nimic. Unii dintre noi, după două sau trei încercări, am fi spus, na, pe știam eu că așa o să se întâmple, nu? Ați auzit povestea aia cu băbuța aia care s-a rugat să se mute muntele pe care trebuia să-l treacă, nu? Am învățat la biserică, dacă se roagă cu credință, dealul o să se mute și o să arunce în mare. S-a rugat, s-a uitat pe geam, era tot acolo. Iar să mai ruga să uita pe ce am arătat acolo. Și în final, în final, a zis, a, știam eu că nu se mută de ăsta. Ilie nu este un asemenea om, nu se debătut. Cere cu credință, insistă până când vede semne. Și deci, ce semne, domnule? Oare de ce Dumnezeu nu-ți dă niște semne așa mari dintr-o dată. Vai, a ieșit un nor uriaș, mare, negru, plin de fulgere. <gânt> nu, zice stăpâne, a ieșit așa un nor mic cât o palmă de om. Hm? Ba, pentru asta te-ai rugat de șapte ore așa, un, un orișor așa mic. Credința lui este foarte mare. Îi spune, du-te repede, spune lui Ahab să o ia la goană, că îl prinde ploaia. De fapt, el a rostit cuvintele credinței la început până nu s-a dus la rugăciune, s-a dus la Hab și a zis, suete, mănâncă și bea că se aude voie de ploaie. s-a auzea deja voietul de ploaie până încă nici nu s-a rugat. Îți auzea voietul venind. Omul care face liniște în sufletul lui aude voietul ploii venind. Ilie stăruiește nu se dă bătut la circunstanțele exterioare. Nu se dă bătut. Noi am început să ne rugăm pentru bolnavi și miercurea seara, și duminică dimineața ne rugăm și acum ne rugăm și la cina Domnului. Și știți ceva? O să ne rugăm până o să murim. Suntem așa de încăpățânați pentru că vrem să spunem ne rugăm pentru bolnavi și dacă nu se vindecă, ne rugăm și duminica viitoare, ne rugăm și mâine, ne rugăm în continuare. Businessul nostru este să ne rugăm. Al lui Dumnezeu este să vindece. Și fiecare trebuie să ne facem businessul nostru. Ilie insistă. Ilie, Ilie, este un om care nu se lasă bătut de circunstanțele exterioare. Nu contează cât de mare este norul la orizont. El știe că va veni o ploaie mare. S-a dus repede și a spus lui Ahab, suede în car și pleacă repede, că o să te prinde ploaia pe drum, nu o să mai poți merge de ploaie. Ilie, Ilie rostea cuvintele credinței. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori și a început vântul și a venit o ploaie mare. O ploaie mare. Am mai spus ilustrația aceasta și vreau să o mai spun acum, pentru că în al cincilea rând rugăciunea lui Ilie este o rugăciune cu credință. Cu credință. Prin secolul I înainte de Hristos, se spune că a fost în legendele și istoriile evrești, este scris lucrul acesta, a fost o secetă îngrozitoare la Ierusalim. Câțiva ani de zile n-a plouat deloc. Și oamenii mureau pur și simplu de foame, mureau de, set, de sete, nu exista apă, mureau animalele, era o, o tragedie îngrozitoare, o arșiță cumplită. Și-a adus aminte oamenii că la marginea Ierusalimului locuia un rabin bătrân, Honi, pe nume. S-au dus și l căutat pe Honi. Și au spus, noi am auzit că tu ești un om al credinței care te rogi să vină ploaia și va veni ploaia la rugăciunile tale. Bătrânul și-a luat mantaua lui și un toiag mare în mână și a plecat. În mijlocul pieței în fața templului, Honi a făcut un lucru ciudat, cum oamenii n-au mai văzut niciodată. A luat toiagul acela și a zgâriat în caldarâmul curții templului un cerc 360 de grade. Așa o liniște s-a făcut că s-auzeau bulgării aceia de pământ, uscați cum crăpau la presiunea bastonului lui Honei. Și atunci s-a întâmplat ceva și mai ciudat. Honei s-a prăbușit în genunchi. A ridicat mâinile în sus și a zis Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob. N-am să mă ridic din cercul ăsta până ai să dai ploaie peste Ierusalim. N-am să mă ridic din cercul ăsta până ai să dai ploaie peste Ierusalim. Lumea era îngrozită. N-am mai văzut și n-am -au mai auzit așa ceva. În câteva momente, strop de ploaie au început să cadă peste oameni. Oamenii însetați erau cu gurile în sus să prindă stropii de apă. Și atunci l-au auzit pe Honi sprigând Dumnezeului Avram și Iacob. Nu pentru o asemenea ploaie eu m-am rugat. M-am rugat pentru o ploaie care să umple, toate, să umple toate cisternele goale, toate văile uscate și toate lacurile uscate din țara asta. Și a venit o ploaie ca pe vremea potopului. Lucrul să a rămas în istorie despre omul care aduce ploaia. Dar putem învăța în această seară un lucru extraordinar. Ar trebui, în anumite circunstanțe vieții noastre, să trasăm un asemenea cerc. Și să spunem, Doamne, n-am să mă ridic de aici până când o să mântuiești copilul o să vin acasă fica mea. Trasați un asemenea cerc. Rugați-vă cu, cu, credință ca și Ilie. Ilie nu s-a ridicat de acolo până când a venit semn de ploaie. Asta este credința. Rugați-vă cu credință. Și în ultima instanță, rugăciunea lui Ilie este o rugăciune care primește răspuns. Cineva a spus că o rugăciune fără răspuns nu este o rugăciune, ci este o jumătate de rugăciune. Ar trebui să avem răspunsuri la rugăciunile noastre. Probabil că, în primul rând, ar trebui să știm ce vrem, apoi să cerem până când Dumnezeu răspunde, și lucrul acesta va intra în istoria noastră, în memoria noastră a experiențelor noastre cu Dumnezeu și ne vom întări credința amintindu-ne de intervențiile miraculoase lui Dumnezeu. În ultima instanță, ar vrea să-l vedem pe Ilie Alergătorul. Spuneam la începutul predicii mele, titlul că prorocii nu ies la pensie. Nu iese la pensie nici măcar când lasă Dumnezeu foc din cer și dovedește că El este Dumnezeul adevărat. Nici când vine ploaia, Ilie nu zice, no, slavă Domnului, acum o să mă retrag undeva, mă duc acasă în munții Galadului, în daiul rest. Pentru restul vieții mele am să mă odihnesc și am să spun nepoților mei, nu, Ilie acum este un alergător. Spune că Ilie și-a încins mijlocul. Știți ce practic a făcut? A luat mantaua, s-a legat cu ea la mijloc ca să poată fugi. Și-a luat-o la fugă, plin de puterea lui Dumnezeu, spune mâna Domnului a venit peste Elie, și-a fugit, a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Cred că în învălmășea la evenimentelor atâția proroci omorâți, cei care alergau înaintea carului împăratului, or fi dispărut și ăștia undeva, nu? Și carul lui Ahab mergea acum spre Israel, neînsoțit de acești alergători. Și cel care aleargă alături de Ahab acum este Ilie, mesagerul lui Dumnezeu, omul care a dus Focul răspunsului Lui Dumnezeu pentru țară, dar și ploaia binecuvântărilor divine. Sursa puterii care o are Ilie este de la Domnul. Cred că a fost una dintre cele mai grele zile din viața Lui Ilie. Nu numai că a muncit de la juncul acela care a trebuit tăiat, refacerea altarului, Asist, numai să asești la... la Nebunia unei religii băgâne este extrem de obositor toată ziua, nu? Se auzi pe ea cum țipă și 400, 450. Acum, după aceea a venit focul din cer, urmează lupta aceasta pe genunchi. Și pe ploaia aceea îngrozitoare, prin noroiul care s-a creat, Ilie fuge. Plin de puterea lui Dumnezeu. Secretul pregătirii lui Elie este că și-a încins mijlocul, spune Sfânta Scriptură. Scopul alergării lui Elie este să fie heraldul lui Dumnezeu, cel care anunță victoria. Elie vrea să fie sigur că în Israel, acolo unde este sediul Împăratului, așa unde este așteptat Ahab ajunge vestea bună că Dumnezeul adevărat a răspuns cu foc la și că Dumnezeul adevărat este Jehova și nu Bal. Elie vrea să fie sigur că ajunge vestea bună întâi și nu vestea proastă. Vreau în concluzie să menționez câteva lucruri. Numărul 1. Victoria de pe Carmel nu ar fi fost completă fără ploaia binecuvântării lui Dumnezeu. Imaginați-vă că poporul ar fi văzut cum vine focul de la Dumnezeu peste jertfa lui Ilie și ar fi plecat acasă la aceeași foamete, la aceeași sete, aceeași lipsă de, de hrană și de apă cu care s-au confruntat trei ani de zile. Aveau nevoie și de binecuvântarea lui Dumnezeu exprimată prin ploaie și Ilie n-a terminat înainte de vreme lucrarea sa, ci s-a rugat să vină și ploaia binecuvântării. În al doilea rând, când toți pleacă, rămâi cu Dumnezeu pentru binecuvântarea finală. Imaginați-vă spectacolul acela de pe muntele Carmel. Ahab își înhamă caie și pleacă să mănânce, e foame. O stat toată ziua nemâncat. Merge. Omul firesc se duce să, să mănânce și să bea. Celălalt să plecat fiecare la casa lui. Nu pleca și tu, stai. Stai cu Dumnezeu pentru binecuvântarea finală. Ilie stă până vine ploaia peste țară. În al treilea rând, roagă-te ca Ilie, insistent și specific, și nu te uita la circunstanțe, nu te da bătut. Stai credincios pe direcția pe care te-ai dus stai pe genunchi și dacă trebuie de șapte ori, roagă-te de șapte ori, dacă trebuie de șaptezeci, de șaptezeci. Dar stai insistent și roagă-te înaintea lui Dumnezeu cu credincioșie, roagă-te specific și nu te uita la circumstanțe, nu te da bătut de circumstanțe. 4. O palmă de nori este un semn suficient că rugăciunea este ascultată. Un mic semn din partea lui Dumnezeu este un semn suficient că Dumnezeu este de partea ta. Și ce minunate sunt semnele acestea când vin, când vin așa pe neașteptate și știi că sunt din partea lui Dumnezeu. Săptămânile trecute am trecut așa printr-o stare depresivă. Eram necăjit, eram tulburat și într-o Seara am primit un telefon de la cineva din port, la Nu, nici nu știu cine este. O femeie care mi-a spus, frate, ne-am rugat Domnului acum seara și Domnul mi-a dat o lucrare specială pentru dumneavoastră. Nu, nu vă pot explica cât de mult m-a întărit palma aceea de nor, semnul acela, că Dumnezeu n-a uitat de mine. Apreciază întotdeauna semnele acestea care ți le dă Domnul, bucură-te de ele, chiar dacă sunt mici. Palma aceea mică de nor se va transforma într-un nor mare, un nor cu binecuvântări, dacă crezi în ea. Apoi, în al patrulea rând, dacă nu greșesc, a cincilea rând este a, credința anunță realitatea împlinirii rugăciunii. Rostește se aude voie de ploaie, spune ele. Se aude voie de ploaie. Nu cred, nu cred că auzea nimeni. Pentru că nu era niciun semn de ploaie. El a trebuit să se roage de șapte ori până un mic semn, un nor mic ca o palmă s-a ridicat dinspre mare. Dar credința anunță, trâmbițează înainte să se întâmple lucrurile acestea. Pentru că credința este materializarea lucrurilor nedăjduite. Așa e, asta este definiția. Nu? Când crezi, anunți deja binecuvântarea care o vine, Domnul, o vine de la Dumnezeu pentru tine. Sunt clipe grele în viață, încercări deosebite. Când ești pus la mare test, la mare test, vă rog din toată inima, aveți încredere în Domnul căutați-L pe Domnul. Insistați înaintea lui Dumnezeu. Nu vă dați bătuți. Nu cedați circumstanțelor. Oh, nu e niciun semn, nu vine niciun fel de ploaie. Ce cu promisiunile astea, no, ploaie? Deja de 5 ori m-am rugat și nu a venit ploaie. Și a șasea oră m-am rugat și nu se vede niciun semn. Îi mai roagă-te odată. Mai roagă-te dată! Uneori Dumnezeu vrea de la noi această insistență. Așteaptă de la noi perseverență, așteaptă de la noi stăruință în rugăciune. Să cerem și să nu ne lăsăm, să batem până ni se deschide, să căutăm până găsim. Să cerem până căpătăm. Ai o problemă în seara asta care are nevoie de o rezolvare din partea lui Dumnezeu? Roagă-te și vreau să ne rugăm împreună cu tine.